Palatului Sporturilor Culturii consemnează o ită experiență constructivă. Creația arhitectală, inteligența inginerească, eforturile constructorilor au făcut luni în loc de 30, cât este prevăzut după normele clasice. Construcția palatului a prilejuit performanțe și premiere. Folosirea precomprimatelor de mare tonaj la structura clădirii și a cablurilor suspendate pentru susținerea acoperișului. Zidirea acestui edificiu, cu o capacitate de 6.000 până la 8.000 de locuri, confirmă noi soluții constructive care pot găsi o largă utilizare. De funcțiune interioară, fără să adauge elemente materiale... Dă-i puțin. Prea mult. Atâta. E bine, bă, dă la perete. Așa. Dă-i jos! Altă. Cicileagă, te rog. Nu trei, 200. Lasă-mă fața, mă! Așa,
Sunt post 3 recepție. Pune cum stai cu tabla. Uite tabla asta pe care calc eu acum pe ea, e nestrânsă, bridele nu s-au strâns la urmea, singurile nu se strâns. Direct, direct! Sunt postul 3 recepție.